Loret a reușit să scape de ghinionul în dragoste. Mulatra a anunțat că se mărită în curând cu un fost iubit. Norocosul se numește Ciprian Nistor, iar cei doi se cunosc încă din 2014. Faptul că Ciprian este acum după gratii nu a împiedicat povestea de dragoste ce se desfășoară deja de peste două luni. Bărbatul este închis pentru trafic de influență, dar urmează să fie eliberat în curând. Anul ce tocmai a trecut a fost unul destul de plin de evenimente pentru Loret. Bruneta a ținut prima pagină a ziarelor cu presupusa idilă pe care ar fi avut-o cu Ion Țiriac. Mai mult, Loret s-ar fi bucurat o bună perioadă de susținerea influentului om de afaceri. Eu nu vreau să comentez pe baza acestui subiect pentru că s-au speculat foarte multe lucruri. Nu puteți decât să-l întrebați pe el, pentru că atâta mi-aș zis să vă zic. Dacă vreți să aflați mai multe, să-l întrebați pe el. Însă toate aceste lucruri au apărut după o perioadă neagră din viața lui Loret. Despărțirea de tatăl fetiței ei a fost una violentă, care a lăsat urme adânci în sufletul brunetei. Înjurături, jigniri, umilințe, eram descurajată în fiecare zi, nu mai eram eu Loret cea dinainte, nu mai știam să zâmbesc, nu mai știam să fiu fericită, eram tot timpul tristă, tot timpul plângeam. Știu de ce este în stare, dar trebuie să știe că nu mai sunt femeia pe care o știe el, care dacă țipa odată începea să plângă și nu mai avea cuvinte. Eu întotdeauna mi-am dorit ca fetița mea să aibă parte de o familie frumoasă și să crească într-o familie frumoasă, însă nu a fost să fie, așa că am pus punct și fiecare și-a văzut de drumul lui. Loret nu și-a pierdut însă speranța că într-o zi va avea o relație fericită. După mai multe vizite conjugale la cel care i-a fost iubit în urmă cu 3 ani, Ciprian Nistor a cerut-o pe Loret de soție prin telefon. Chiar dacă cererea în căsătorie nu a fost nici pe departe făcută în cel mai romantic context, pe mulatră nu o deranjează. Dimpotrivă, face demersurile necesare ca să le permită să se cunune civil în cel mai scurt timp. Așadar, Loret este aici să ne povestească detaliile unei nunți, poate pentru mulți dintre dumneavoastră ieșite din comun, așadar să intre viitoarea mireasă Loret! Surprinzătoare! Să rămână Loret! Uite, mulțumesc, bine încep, am început și eu o viață nouă de astăzi, dietă. De ce? Cum și tu începi o viață nouă în 10 zile când te măriți, totul ce e... Ce să fac? Trebuia și eu să mă mărit la un moment dat. Ți-am zis că eu asta îmi doresc, mă căsătoresc, să am o familie frumoasă și uite-mă că ești mă mărit, nici mie nu vine să cred. Bun, eu zic, oameni buni, să o luăm direct cu începutul, pentru că ne-a luat prin surprindere știrea. Nu mă lua tare, pentru că am emoții. Nu vreau să ai emoții, pentru că tu întotdeauna ai fost o tipă extrem de sinceră și de deschisă și vreau să te întreb, e adevărat că tu te măriți deci peste 10 zile? Este adevărat. Am depus actele la penitenciar. Conform legii trebuie să se aprobe, da? După care dacă conducerea penitenciarului aprobă aceste acte, cu actele de aici vom merge la primărie și vom depune actele ca să ne căsătorim. Deci haideți să le spunem oamenilor despre cine este vorba și cum stau lucrurile. Este vorba despre un fost iubit cu care eu am avut o relație în 2014, când m-am despărțit de Mihai, l-am cunoscut pe Ciprian. Da? Am avut o relație deci de vreo... Deci tu după ce te-ai despărțit de Mihai, da, l-ai cunoscut pe Ciprian. Da. Vedem niște fotografii aici, e chiar o fotografie foarte interesantă, unde ești tu cu fetița ta și el cu băiatul lui. Da, pentru că are un băiețel în vârstă de 11 ani. Să știi că la momentul acela se înțelegea foarte bine cu Serena, cu fetița mea. Și avea foarte multe lucruri frumoase de învățat de la băiețelul lui, pentru că este un copil foarte, foarte educat. Iar pe Ciprian, deci l-ai cunoscut în 2014. Da. Și după aia n-a mers relația atunci sau ce s-a întâmplat? Ne-am cunoscut în 2014. El este un om foarte, foarte bun. Pe mine m-a ajutat foarte mult, atât m-a ajutat foarte mult moral, pentru că atunci eu eram foarte supărată. Ne-am cunoscut în 2014, am avut o relație de 6 luni aproape, după care ne-am certat. Bine, nu ne-am certat la modul acela urât. Am avut o
discuție și am ajuns la concluzia că e mai bine să ne despărțim, pentru că eu mi-am dorit asta, deoarece am considerat că nu mi-am încheiat socotelele cu tatăl fetiței mele. Eram oarecum foarte debusolată, nu înțelegeam nimic și m-am întors eu din nou la tatăl fetiței mele. Pentru că eu mi-am dorit foarte mult o familie cu el și am considerat că nu am făcut tot ce se putea la momentul respectiv și am zis să reiau din nou relația și familia. Ei bine, lucrurile n-au funcționat nici la tine? Lucrurile nu au funcționat, din nou m-am despărțit de Mihai și ulterior... Între timp, viața a luat o altă turnură și pentru Ciprian, pentru că el a ajuns în penitenciar, nu? Da. Și, practic, el te-a căutat din penitenciar sau cum s-a întâmplat? Cum ați reluat legătura? Am reluat legătura foarte, foarte încet, pentru că el, la un moment dat, am fost plecată din țară, afară, după care m-am întors înapoi, m-am angajat la un cabinet de avocatură și el încet, încet a început să mă sune, să vorbim din nou și uite așa, se pare că destinul este de partea noastră. Știu că și tu practic ai fost apoi la el la penitenciar, nu? Da, am început să-l vizitez și uite că soarta face ca noi să vă căsătoriți. Fim împreună și să ne căsătorim, da. Deci peste 10 zile tu practic te căsătorești cu Ciprian. Da. Omul care acum este în penitenciar și omul va fi eliberat în curând. În curând, da. Omul care este un om foarte bun, care mie mi-a arătat încredere, respect și foarte multă sinceritate. Iar mie mi-au lipsit aceste lucruri și în el am găsit aceste trei lucruri care este foarte important să le ai într-o relație. În special respectul, dar și încrederea. Și eu doresc fiecarei femei să își găsească un astfel de bărbat, pentru că este un om deosebit. De câte ori vă vedeți sau cum vă vedeți? El are voie la 5 vizite pe lună, dintre care eu pot să mă duc ori de câte ori doresc în aceste 5 vizite. Dați seama că nu mă duc doar eu, se mai el duc și alți căsătorit? Prieteni. Nu a fost niciodată căsătorit. Dar are un băiat dintr-o relație unde n-a fost căsătorit? Nu, n-a fost niciodată căsătorit. Este prima dată când se căsătorește, la fel și eu. Și practic nunta va avea loc în penitenciar? Normal. Nu este o nuntă. Da, nunta va fi când o să iasă el de acolo, cu unia civilă. O să avem și o nuntă, îți dai seama, frumoasă, o să am o nuntă ca în povești, o să fiu și eu mireasă, dar până atunci eu am considerat că atâta timp cât el ne-a fost alături și eu vreau să-i fiu alături lui și de ce nu să ne căsătorim dincolo de gratii, pentru că vreau să-i fiu alături și la bine și la rău. Așa cum și el a fost alături de mine. Asta e o dovadă destul de clară de iubire din partea ta pentru el, pentru că, practic, îi demonstrezi foarte tare cât de mult îl iubești și cât de mult înseamnă pentru tine că ai acceptat să faci acest lucru. Da. Să știi că m-am gândit foarte mult și pentru mi-am făcut eu... Că nu ți-a fost ușor și pentru că presupun că acum îți dai seama, sunt foarte mulți oameni care poate să uite la noi și o să zică, ia uite-mă, Loret se căsătorește cu un om care e în penitenciar. Dar, încă o dată, cum spuneam mai devreme, niciodată nu știi ce e în viața fiecărui om sau ce se întâmplă. Dar nu știe nimeni de ce am luat eu această decizie. Așa a fost să fie și eu cred că toate lucrurile sunt de acolo de sus și Dumnezeu mi-a scos în cale exact pe cine trebuia în momentul acesta. Deci cred eu că este un om exact după sufletul meu. Câți ani are? 36. 36 de ani și normal că o să fie foarte mulți oameni care se întreabă, dar de ce e în penitenciar? Este în penitenciar pentru că... Probleme? Niște probleme economice. Am înțeles. Da. Probleme economice și practic este în penitenciar, dar în curând va fi eliberat și înseamnă că voi o să puteți să faceți și nunta despre care vorbeai. Da, o să facem și nunta despre care vorbeam, dar este posibil conform reglementărilor legale ca el să primească și 5 zile de permisie ca să se poată căsători. Eu, din câte știu, așa este. Dacă nu, o să mergem... Și o să facem această căsătorie în penitenciar, de ce nu? Da, știi ce vreau să te întreb? Că nu poți să te... toți prietenii tăi, familie, apropiați au fost de acord sau sunt foarte mulți care acum află de la televizor treaba asta? Nu a știut, familia mea a știut, dar foarte multă lume nu a știut. I-am luat prin surprindere și am vrut să fac eu
acest anunț la tine în exclusivitate, pentru că mie ești un prieten foarte drag. Și tu știi că întotdeauna am fost, exact, și tu știi că întotdeauna am fost o fată sinceră și nu am vrut ca presa să facă tot felul de speculații și am vrut eu să vin și să spun că oricum se afla. Și eu am vrut pentru să că la un moment dat chiar am citit, cred că în Cancan sau nu știu unde, că Loret îl vizitează, da, vizite la penitenciar. Da, știi? Adică ușor se aflase de lucrul ăsta. Da, oricum se afla și așa eu... Este mult mai bine că am venit și am spus eu. Deci de ce nu? Că nu am nimic de ascuns. Te măriți? În 10 zile o să mă căsătoresc și o să fiu doamna Nistor. Loret Nistor? Sună bine, zic eu. Sună bine. Despre aceste lucruri și multe altele o să vorbim în câteva momente. După ce luăm o pauză de publicitate, o să ne întoarcem și vorbim imediat cu Loret despre această căsătorie care ne-a luat pe toți prin surprindere, da, nu? Da.